dragii mei gemeni, și bine ați revenit la etalarea voastră pentru săptămâna 2-8 noiembrie 2020. Vom extrage 7 cărți pentru cele 7 zile și vom vedea pentru fiecare zi ce urmează pentru gemenii noștri, să vedem ziua de luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică. Pentru gemenii noștri să vedem ce le rezervă cărțile de tarot pentru fiecare dintre dumneavoastră. Okay. Pentru ziua de luni avem valetul de spade, deci foarte multe vorbe, dragii mei gemeni, posibil să aflați de o persoană care vă spionează, o persoană care este foarte interesată de viața dumneavoastră, posibil să aflați un secret pentru alții dintre voi. Văd foarte multe mesaje, foarte multă dorință de a cunoaște lucrurile în ziua de luni. Pentru ziua de marți avem un valet de monede, deci gemenii noștri încep ușor în această săptămână, treptat. E o energie de stabilizare aici, posibil să primiți un nou proiect sau o nouă idee, dar hai să le întindem pe toate. Pentru ziua de miercuri avem Marele Preot, deci foarte multă înțelepciune și un mesaj divin în ziua de miercuri. Joi avem un 3 de bâte, deci o mică mare victorie. Pentru ziua de vineri avem un 5 de spade, să vedem. Pentru ziua de vineri, de sâmbătă am vrut să spun, este un as de spade, deci noi idei. Iar pentru ziua de duminică, turnul. Okay. Iar la baza pachetului avem nebunul. Bun. Hai să vedem, dragii mei gemeni. În primul rând, în această săptămână se anunță o săptămână în care posibil să aflați că pierdeți anumite lucruri sau anumite relații din viața dumneavoastră să vă dezamăgească, însă văd că veți încerca să fugiți, da, de acest nou început. Parcă vă va fi teamă să încercați ceva anume în relație. Va fi teamă de un nou început. Însă, în același timp, sunteți dornici de a scăpa de toată această închisoare. Poate e o relație în care vă simțeați ca într-o închisoare, deci posibil să lăsați ceva în urmă, ceva din viața dumneavoastră. Bun. Pentru ziua de luni, v-am spus, posibil să intrați în contact cu o persoană care vă spionează sau posibil voi să spionați pe cineva și să aflați niște lucruri foarte interesante. De asemenea, mare grijă cu zona actelor, deoarece acolo veți avea tendința să vă uitați, nu știu, mai în amănunt așa în ele, veți fi foarte atenți și dacă lucrați cu zona actelor. Și de asemenea văd că posibil să aveți multe mesaje cu persoana iubită, o interacțiune de acest sens. Dar v-am spus, aveți grijă că e posibil să aflați în ziua de luni că este o persoană care vă spionează, ca să spun așa. Nu știu, vă urmărește postările, mereu se interesează de situația dumneavoastră sau poate voi chiar încercați să faceți acest lucru cu o persoană din viața dumneavoastră. Da, posibil cu un cavaler de cupe, deci cu o persoană pe zona dragostei, aș spune. Hai să vedem pentru gemenii noștri, pentru ziua de luni, ce vor să ne mai spună cărțile din tarotul mitologic. Să mai vedem o carte pentru voi, dragii mei gemeni. Diavolul, da, deci posibil să aflați niște lucruri mai puțin plăcute în ziua de luni, da, posibil să fie vorba chiar de o persoană foarte apropiată vouă, pentru alții să știți că e vorba de niște secrete foarte ascunse și dureroase care vor ieși la iveală sau posibil chiar să aflați că aveți în preajma dumneavoastră o persoană care nu prea vă vrea binele și o persoană care vă spionează însă într-un mod negativ, da, posibil să fie chiar de la locul de muncă. Bun. Pentru ziua de marți avem o stabilizare din punct de vedere financiar, posibil să primiți o ofertă de un nou proiect, un nou job sau chiar la locul de muncă, lucrurile să se stabilizeze mai mult, să primiți o veste pozitivă în acest sens. Pentru zona relațiilor m-aș gândi că veți reuși să stabilizați relația în urma veștii pe care ați aflat-o luni, să stabilizați relația, nu știu, la un alt nivel, dar văd aici cu bani în același timp, orică îi oferiți bani partenerului, oriceva faceți voi aici. Vedem și o carte din tarotul mitologic. Ok, și un 5 de cupe, da? Aveți grijă, dragii mei gemeni, că
există posibilitatea să fiți dezamăgiți pe de o parte, pe de altă parte lucrurile să fie bune, dar încercați să vedeți și partea aceasta a experienței din urma lucrurilor, dacă se vor întâmpla. Posibil o persoană sau chiar voi să dați pir cu fugiții, deci cineva văd că nu se va ține de o promisiune în ziua de marți și ceva legat de bani, ceva legat de o stabilitate în acest sens și atunci lucrurile nu vor fi foarte interesante aici și văd că vi se concretizează mai bine, ca să spun așa, pe finalul săptămânii, da? Posibil lucrurile să se schimbe radical într-o relație anume din viața dumneavoastră. Bun. Hai să vedem Marele Preot. Pentru ziua de miercuri, posibil să intrați în contact cu o persoană care se ocupă cu zona ocultului, cu un mentor, un profesor, cu o persoană care este foarte principial, are niște principii foarte bine bătute în cuie. Pentru alții chiar e posibil să poate mergeți la biserică, poate vă apropiați mai mult de zona ocultului. Însă eu tare tind să cred că ziua de miercuri este divină pentru voi, dragii mei gemeni, și anumite lucruri vor ieși la iveală. Ia să vedem despre ce e vorba. Da. Posibil în ziua de miercuri, v-am spus, să aveți o revelație cu privire la lucrurile pe care nu le-ați făcut, cu privire la seriozitate, cu privire la stabilitate, dragii mei gemeni, pentru că vouă vă este frică de această idee, la modul general vorbind. Cred că în ziua de miercuri veți primi o lecție divină cu privire la modul vostru de acțiune, cu privire la lucrurile care se întâmplă în jur și cred că veți avea o mică, mare revelație. Posibil chiar persoanele din, mai în vârstă din jurul dumneavoastră să vă deschidă mintea cu privire la situația dumneavoastră amoroasă, cu privire la zona voastră financiară, dar pentru alții posibil chiar să aflați ceva anume de un profesor, de un mentor din viața dumneavoastră, exact un eveniment neașteptat. Deci posibil să fie o surpriză a cuiva, deci cineva din viața dumneavoastră posibil să aibă o reușită în ziua de miercuri. Deci o persoană mai suspusă decât voi și veți afla acest lucru. Bineînțeles că vă va ajuta și pe voi, însă va fi nevoie să vă responsabilizați mult mai mult în urma acestei vești. Da? E vorba de responsabilizare aici cu Saturn, Saturn care tot în Capricorn este, deci e nevoie de foarte multă responsabilitate, dragii mei gemeni, da? Saturn își va pune amprenta pe voi în ziua de miercuri. Pentru ziua de joi văd o mică victorie, da? Un început foarte interesant, foarte frumos. Pentru unii gemeni chiar poate fi vorba de o relație care se înflăcărează, ca să spun așa, posibil chiar să cereți ceva anume de la partener sau de la parteneră, posibil să puneți piciorul în prag și să vă uitați foarte intens spre viitor, încercați voi acolo să luați lucrurile ușor, posibil să vă întâlniți cu persoana iubită în ziua de joi sau posibil să faceți schimb de replici. Pentru zona profesională m-aș gândi că veți avea o mică victorie, da? Un nou început în viața gemenilor noștri. Ceva ce ați început voi cu ceva timp în urmă se concretizează, aveți o primă victorie în ziua de joi. Exact, și totul va fi ca un eveniment neașteptat, dragii mei gemeni. Parcă o curiozitate de-a voastră va fi potolită, da? În ziua de joi. Posibil să primiți mesaje neașteptate sau un răspuns neașteptat cu privire la o mică victorie pentru dumneavoastră, dar, repet, e o primă victorie. Pentru ziua de vineri, posibil ca cineva să facă abuz de putere în viața dumneavoastră sau dacă știți că dumneavoastră sunteți la locul de muncă, posibil chiar voi, dragii mei gemeni, să faceți nițel abuz de putere, cumva să vă gândiți doar la voi într-o situație anume. Da? Sau pentru alții chiar e posibil din exterior să apară tot felul de influențe, ca să spun așa, care să vă dezamăgească. Vi se pare că cineva face abuz de poziția în care se află și nu prea vă văd destul de roz aici. Ia să vedem. Da, deci dacă inițial vi se promite și se spune că da, lucrurile vor fi bine, primește această încununare, în ziua de vineri chiar e posibil, ori voi să apelați la niște mijloace mai puțin ok, ca să spun așa, mijloace care îl vor face pe celălalt sau pe persoanele din jurul dumneavoastră să simtă că ați făcut o nedreptate, cumva să faceți un abuz de putere, să câștigați ceva printr-un mijloc mai puțin sănătos, ca să spun așa. Și da, veți obține această coroană, dar, repet, dragii mei gemeni, e o primă victorie. Dacă universul tot vedeți că vă pune piedici, lăsați-le așa că vine turnul duminică, da? Deci, mare atenție.
Pentru ziua de sâmbătă, văd că e posibil să primiți o veste, posibil să intrați în contact cu o persoană mai slabă, înaltă, posibil să o persoană mai rece, posibil chiar să vi se schimbe nițel paradigma, să vi se schimbe ideile cu referire la un proiect din viața dumneavoastră, cu referire la viața personală. Deci veți schimba cumva foaia și văd că veți reuși să aduceți această coroană care tot vi se oferă la un standard mult mai înalt. Cumva cred că vă veți ridica standardele, cred că e mai corect spus așa, în ziua de sâmbătă. Exact, și un nou început. Deci dacă a fost vreo răfuială, dacă va fi vreo răfuială, mică, mare răfuială la începutul săptămânii, să știți că în ziua de sâmbătă reușiți și ori cunoașteți o persoană nouă, ori pentru unii gemeni chiar poate fi vorba de un weekend în care veți reuși să vă întâlniți cu persoana iubită, posibil să discutați, posibil chiar să renașteți relația, posibil să o dărmați cu totul și să puneți alte baze sau să discutați foarte serios începuturile noii relații din viața dumneavoastră. Chiar cu partenerul, cu partenera, cumva să dați la o parte toate lucrurile care v-au făcut rău, că v-a înșelat, că v-a mințit, că v-a dezamăgit, că mai știu eu ce. Deci lăsați lucrurile astea sau dacă e vorba de o persoană nouă, în sfârșit lucrurile încep să se concretizeze. Deci atât la nivel mental cât și la nivel emoțional veți reuși să găsiți și voi un echilibru în acest sens în ziua de sâmbătă. Posibil chiar întâlniri cu persoana iubită sau poate întâlniri de afaceri în care veți să o cafea, veți discuta anumite lucruri, veți pune foarte bine la punct următoarea etapă din viața dumneavoastră. Și să știți că și Universul vă ajută, pentru că în ziua de duminică vine turnul, da? Deci ceva se dărâmă în viața dumneavoastră, subit, peste noapte. Posibil chiar să fie vorba de voi, dragii mei gemeni, că efectiv vă descătușați de tot ceea ce vă făcea rău, de toate vă șlefuiți cum ar veni, da? Deci vă descătușați de tot ceea ce vă ținea acolo captivi, ca să spun așa, că tot mi-a apărut mie aici cartea captivității, da? Deci de tot ceea ce vă ținea captiv, poate chiar vă eliberați și uitați ce nou început benefic aveți în această săptămână. Un nou început cu foarte mult curaj. Posibil să fie vorba de zona relațiilor, am spus să ieșiți voi din această cochelie, din această închisoare în care v-ați spus să vă învingeți în sfârșit temerile, însă totul se va întâmpla în urma unui eveniment neașteptat. Deci voi vă veți dori și Universul, da, vă oferă chiar foarte intens această energie, da, această nouă etapă din viața dumneavoastră. Hai să vedem despre ce e vorba, dragii mei gemeni. Bun, da, deci voi vă doriți acest nou început, însă în ziua de duminică văd un eveniment care vă va tulbura destul de mult, un eveniment care vă va dezamăgi în primă instanță, însă, dragii mei gemeni, e și cu voia voastră că voi ați vrut acest nou început. Nu-i ca și cum... Da, bine, și Universul voia să vi-l dea, dar să mai vedem încă o carte, nu vreau să vă las așa. Da, posibil să fiți nițel, nu știu, ori să aveți discuții cu persoana iubită, să vă certe, da, sau posibil să vă spună vreo două, posibil dacă e o relație instabilă, lucrurile să facă boom. Dacă vorbim de zona generală din viața dumneavoastră, posibil să fiți, să vă certe cineva, posibil să vi se reproșeze anumite lucruri și tocmai acest lucru să vă dezamăgească, ca să spun așa. Deci văd schimburi de replici destul de dure și văd că veți sta să analizați foarte bine lucrurile tocmai pentru a clădi ceva mult mai stabil pentru următoarea perioadă. Și asta e foarte bine aici. Deci, dragii mei gemeni și cu regina de bâte, e ceva care, la care voi ați sperat foarte mult timp și efectiv nu mai suportați și parcă vestea care o primiți vă dă șahmat, vă face să simțiți că nu mai puteți, că nu se mai poate, că e un final acolo, dar văd că aveți foarte multă speranță aici sau e o femeie în viața dumneavoastră sau o persoană care vă inspiră, care vă dă foarte multă speranță de viitor. Pentru unii gemeni chiar poate fi vorba de o persoană foarte sexuală, o persoană destinată, ca să spun așa, și o persoană care apare în viața dumneavoastră și vă dărâmă tot pe aici sau dacă sunteți într-o relație cu astfel de persoană, nu neapărat să vă despărțiți, ci pur și simplu poate va fi o discuție ceva mai aprinsă, ceva mai dură, anumite evenimente se vor întâmpla și vor ajuta relația să evolueze pe o bază mult mai stabilă, pentru că ceea ce a fost până acum, eu cred că a fost mai mult o joacă de copii cu valeții aceștia pe aici și cu 5 de cupe, diavolul, deci din ziua de miercuri lucrurile încep să meargă altfel în viața dumneavoastră și nu vă lăsați purtați de această energie a turnului într-un sens negativ, încercați să
o luați pentru a construi ceva mult mai stabil în relație. Dacă vă enerva ceva la partener și e o discuție mai aprinsă prin ziua de duminică, încercați să fiți acolo mai strong voi și încercați să luați această energie, să o folosiți, să vă enervați. A, da, n-au mers lucrurile. Ei, lasă că de acum încolo, uite, o să fiu serios, o să fiu serioasă. Sau, uite, că de acum încolo o să spun lucruri pe nume, da, n-o să le mai țin în mine. Și așa mai departe. Foarte, foarte interesant, dragi mei gemeni, pentru alții chiar e posibil această nouă etapă din viața dumneavoastră să vă aducă niște schimbări destul de mari, pentru că o nouă etapă presupune ceva nou, da, ceva vechi trebuie lăsat în urmă și tocmai acest lucru îl veți lăsa în urmă în ziua de duminică sau aveți ocazia de a face schimbări pe un anumit domeniu pentru a schimba lucrurile acolo, că așa nu se poate. Da? Bun, dragi mei gemeni, eu v-am pupăcit, vă doresc o săptămână minunată, o săptămână de poveste cu schimbări pozitive și orice s-ar întâmpla, nu uitați că universul ne vrea binele, universul vrea binele tuturor și indiferent de aceste evenimente, lucrurile vor fi bune. Vreau să vedem și un card pentru voi. Da, renunță la nevoia de a avea dreptate. Poate e vorba de acest lucru, da? Deci să fiți impecabili în tot ceea ce spuneți. Poate e vorba de zona dragostei, poate e vorba de un suflet pereche de-al vostru și care efectiv mereu aveți dreptate. Voi erați cei care aveți dreptate. Ei, încercați să mai lăsați de la voi în această perioadă pentru că văd că duminică va fi nevoie să renunțați. Cumva vi se va impune să renunțați la această idee de a avea mereu dreptate că, într-o anumită privință. Deci cumva să fiți mai deschiși când vine vorba de zona aceasta emoțională. De ce nu? Ok, gata, v-am pupat, dragii mei gemeni, vă doresc o săptămână minunată și cu schimbări cât mai benefice și cu foarte multă energie pozitivă.